s-a auzit sunetul și în holul școlii era imposibil să te strecori. O mulțime de copii de toate vârstele au ieșit din clase în așteptarea mult așteptatei schimbări și au fugit încotro au vrut. Maxim Petrovici a venit să-și ia fica de clasa întâi, s-a strecurat prin mulțimea de copii gălăgioși până la clasa Mariei și a privit cu atenție. Acolo nu mai era aproape nimeni. Fica se concentra să-și strângă caiete și Anghiozdan l-a văzut pe tatăl ei și a spus, Bună, tăticule! Ai venit deja! Mă pregătesc imediat! Știi ce fată cu minte sunt eu? Am luat cinci azi. Am spus cel mai bine poezia pe care am învățat-o cu tine la sfârșit de săptămână. Bărbatul a zâmbit, am mângâiat o pe fată și a lăudat-o, mămico, nici nu m-am îndoit că va fi așa. Bine, mergem acasă. Te duc eu, apoi mă întorc la serviciu, iar tu stai cu bona. Vei face temele cu ea. Maria a încruntat imediat, dar, tati, nu vreau să stau cu bona. Sunt deja mare, am șapte ani. Pot să stau singură acasă. Această doamnă Rima este o plictisitoare. Când mama se va face bine și va veni acasă. Îmi este atât de dor de ea. Un nod urât i-a strâns imediat gâtul lui Maxim. Abia s-a abținut, a oftat și a scos o zâmbire forțată, curând, micuță, curând. Până atunci va trebui să ai răbdare. Dacă nu faci capricii, vom avea timp să mergem în parc pentru o jumătate de oră, am o pauză fixă. Fetița a strălucit din nou, ura. Sunt gata. Mergem. Am o prăjitură în ghiozdan să hrănesc porumbei mi-ai cumpăra înghețată. Promit că voi mânca apoi prânzul acasă. Tot drumul, fiica a șoptit, povestindu-i tatălui ei știri de la școală, Maxim a dat din cap și a aprobat mecanic, privind cu dragoste și durere insuportabilă la nepoțica lui obraznică, dar gândurile lui erau acum foarte departe. Toată vremea s-a gândit febril, cum să-i spun fiicei mele că mama a murit, că nu mai este și nu se va mai întoarce niciodată acasă. Și ce cuvinte să aleg pentru a nu-i trauma copilul? La urma urmei, ea este încă atât de mică. Doamne ferește să înceapă să se bâlbâie de stres sau să se închidă complet. În familia Condrațevilor, cu două luni în urmă, a avut loc o tragedie irreparabilă, a murit mama Mariei, Alina. Ea a fost bolnavă mult timp, a petrecut câteva luni în mai multe clinici în speranța unui miracol, dar boala i-a luat încet ultimele forțe și femeia a murit totuși, deși era încă atât de tânără. Maxim era devastat de durere, încă nu se putea împăca cu moartea soției sale iubite, iar fiicei sale nu îndrăznea să-i spună adevărul îngrozitor. Fata credea încă că mama ei este bolnavă și se tratează într-un spital, departe de casă, și se va întoarce în curând. Maxim înțelegea că nu se putea face așa și fica lui tot la un moment dat va afla adevărul și atunci va fi și mai rău, ea nu-i va ierta minciunile. Dar cum să-i spună lui Maria, încă nu știa, limba nu-i întorcea să spună și tot. În parc era foarte liniștit și însorit, era toamnă de aur. Trecătorii mergeau încet sau vorbeau pe bănci. Fica a tăcut puțin pe scări pe locul de joacă pentru copii, a coborât de câteva ori de pe tobogan, iar apoi a alergat pur și simplu în sărituri în fața tatălui ei, aruncând frunze frumoase multicolore în sus. Maxim trebuia să se întoarcă la serviciu, dar se uita la fiică și se gândea să mai alerge puțin, să se distreze, va avea timp să se așeze și la manuale. Și așa nu e ușor fără mamă, dar așa cel puțin se va uita puțin. Deodată, Maria a ajuns din urmă o femeie care mergea în față, cu aspect de cerșetoare, și a tras-o de mânecă. Aceasta s-a întors surprinsă, iar fica abia atunci și-a rotuncit ochii deja uriași și a strigat fericită, Mami! Mami! Ești tu! Te-am recunoscut imediat! Te-ai vindecat! Ce frumoasă ești! Se vede imediat că ți-e mai bine! Mi-a fost atât de dor de tine, Mami! Am plâns noaptea în liniște, ca tata să nu audă, și am crezut că te vei întoarce curând. Vrei să-ți arăt jurnalul meu? Sunt numai note de cinci. Mă străduiesc pentru tine și pentru tata. Fica s-a agitat în rucsac și a întins jurnalul școlar necunoscutei. Aceasta l-a luat la răsfoit mecanic, a mângâiat-o pe Maria, apoi a spus cu grijă, Ești o fată cu minte, înveți bine." Numai că eu nu sunt mama ta, te-ai înșelat, așa se întâmplă. Numele meu este Elena. Iar pe mama ta cum o cheamă? Fata a privit-o brusc și a dat seama că, într-adevăr, s-a înșelat și a început să plângă amar, frecându-și lacrimile pe obraj, șoptind, tante, îmi pare rău. Credeam că mama mea s-a întors. Și m-am înșelat. Îmi este atât de rău fără ea. Aștept, aștept, iar ea nu se întoarce din spital. Maxim a îmbrățișat-o pe micuță, a strâns-o puternic în brațe și a început să o mângâie. Hai, micuță, oprește-te, liniștește-te, mami nu te-a părăsit și se va întoarce curând. Tanti chiar seamănă foarte mult cu ea, iată de ce te-a înșelat. Apoi s-a adresat necunoscutei, bună ziua. Vă rog să mă scuzați, a ieșit o neînțelegere, copilul s-a înșelat dar dumneavoastră într-adevăr aveți multe asemănări cu soția mea, Condratie Valina. Nu o cunoașteți. Poate sunteți rude îndepărtate. E o asemănare uimitoare și trăsăturile feței și alunița deasupra sprâncenei, doar părul și pielea sunt mai închise la culoare. Femeia a devenit brusc timidă, agitată și a început să mormăie ceva neinteligibil cu un glas speriat. Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Nu, nu sunt familiarizată cu soția dumneavoastră, nu o rețin. Nu înțeleg despre ce vorbiți. Îmi pare rău, trebuie să plec. Am deja de făcut. Bărbatul a ridicat din numeri și a întins vizita sa, iată, luați. Dacă vă amintiți ceva sau dacă doriți să vorbiți, sunați-mă. Văd că știți ceva, dar taceți. Apoi Maxima a luat-o pe fică de mână. Asta e tot, micuță, și noi trebuie să plecăm, altfel tata întârzie la ședință. Și tu ești deja flămândă. Bate din palme mătușii și hai să plecăm. Mi-a fluturat mâinile necunoscutei și a privit-o mult timp după ce aceasta a plecat rapid, fără să se întoarcă. Bărbatul a dus-o pe fica acasă și a plecat din nou la serviciu. A încercat să se concentreze pe problemele și treburile curente, dar totul a fost în zadar. Amintirile anilor de mult trecut se strecurau în capul său, împiedicându-le să se gândească la altceva. Maxim s-a născut într-o familie bogată și de succes de oameni de afaceri, Condratievi. Tatăl său deținea o companie de curățenie uriașă, afacerea mergea mai mult decât bine. Băiatul a avut din copilărie tot ce era mai bun, haine scumpe importate, tot felul de gadgeturi, întreaga familie adesea se odihnea pe litoral dar în același timp, tatăl era o persoană destul de strictă și corectă. Iubea confortul și calitatea vieții, dar nu cheltuia bani pe dreapta și pe stânga, deoarece își amintea de unde a început. Petr Nicolaevici însuși provenea dintr-o familie simplă și și-a construit întreaga afacere singur, pas cu pas, începând de la bazele. A trebuit să treacă prin multe pe drumul spre succes și bogăție, și invidie, și intrigi ale dușmanilor, și trădarea celor mai buni prieteni. De la o vârstă fragedă, el a învățat pe fiul său să nu se laude cu poziția sa și să nu se pună niciodată deasupra altora, să fie prieten cu băieți simpli, să prețuiască atitudinea față de sine, nu banii. Și cel mai important, să se străduiască să obțină totul singur, fără a se baza doar pe bogăția părinților. Maxim îl adora pe tatăl său și absorbea totul ca o cârpă, așa că se străduia să semene cu el în toate. Acesta era exemplul său. Mama, pe de altă parte, era o femeie foarte manierată, o leucă de societate. Ea nu lucra nicăieri și trăia mereu în plăcerea ei. Tatăl ierta capriciile și slăbiciunile feminine ale soției sale, deoarece o iubea foarte mult pe Ludmila sa. Maxim a studiat bine, a absolvit o universitate de prestigiu și a decis să devină și el om de afaceri, ca tatăl său. Dar a refuzat categoric să intre în compania tatălui său. Era important pentru băiat să obțină ceva singur, pentru ca să nu fie considerat un fiu de tată bogat care trăiește pe toate gata. Astfel, Maxim s-a angajat într-o mică companie de recrutare de personal s-a referit la muncă cu responsabilitate, a venit cu modalități neconvenționale și creative de a atrage clienți și, curând, a început să fie apreciat și respectat în echipă pentru inteligența și munca sa grea. Iar de la sexul frumos nu era deloc lipsă. Desigur, Mirele era un bărbat răvănit și impunător și inteligent și bogat visul oricărei femei. Cu toate acestea, doamnele prea insistente din fumătoare, care făceau ochi dulci și se lăudau cu ele însele în toate felurile, nu-l impresionau deloc pe băiat, totul era cumva prea ostentativ. Și nu era cu ce să vorbești cu ele, doar bârfe în cap. Prin urmare, așa s-a întâmplat că chiar Maxima a ales-o pe cea mai liniștită și nesemnificativă fată din birou, pe Alina, masa ei era lângă locul său de muncă. Tinerii s-au comunicat inițial exclusiv pe teme de lucru, dar foarte curând între ei a apărut o simpatie, iar apoi a izbucnit o scânteie de dragoste. Alina a fost crescută de părinți adoptivi. Ei o iubesc pe fiică, erau oameni bogați, i-au lăsat apartament și mașină, păcat că au plecat din viață de vreme. Dar de ce nu-i plăcea să vorbească despre copilăria ei sau despre tata și mama ei, viitoarea lui Mireasă? Și când Maxim era prea insistent, chiar se supăra și încerca să schimbe subiectul, înțelegi, dragă, relațiile mele cu părinții nu au fost ușoare, dar nu știu cum să explic asta. Le sunt foarte recunoscătoare, au făcut multe pentru mine, mi-au dat o educație excelentă, nu am avut nevoie de nimic. Și am iubit, desigur. Dar nu totul este atât de ușor și fără nori, cum pare. Când vați voi spune totul, bine. Hai să nu fie acum. Maxim a încetat să mai ridice această temă în timp, cine știe ce fel de relații sunt în familie. Deși el povestea despre copilăria sa în avânt, adesea o amuza pe fată cu diverse povești despre aventurile băiețești, era de ce să-ți amintești. Alina era o fată drăguță, cu părul blond, cu ochi albaștri și un zâmbet plăcut. Dar Maxim nu a iubit-o doar pentru frumusețe, asta nu era cel mai important pentru el. Ea, la fel ca Maxim, încerca să vadă în oameni sufletul, nu banii. Curând, cuplul s-a căsătorit, au jucat o nuntă modestă, amândoi nu-i plăceau zgomotul excesiv. Au invitat doar rude și cei mai apropiați prieteni. Au avut propriul lor mic, tăcut lumea lor în care erau fericiți. O singură grijă era, Alina avea probleme cu inima din copilărie din cauza unei boli genetice, iar medicii i-au interzis categoric să rămână însărcinată, era periculos pentru viața ei. Cuplul, desigur, voia copii, pentru că fără ei o familie nu poate fi absolut fericită, dar Maxim nu a insistat, înțelegea, sănătatea este mai importantă. Dar Alina a decis totul în felul ei și totuși a riscat. A tărăgănat mult și nu s-a înscris la evidență. Maxima a aflat despre asta doar când a fost dusă la spital pentru conservare. A fost în șoc când Alina a decis totuși să nască. Dar era inutil să o convingă. Ea a repetat de multe ori că pentru ea viața fără un copil este lipsită de sens și goală. Sarcina a decurs dificil, abia a dus-o la termen, dar a născut o fetiță sănătoasă pe nume Maria. Tinerii părinți nu-și mai puteau lua ochii de la fiică, nu se săturau să se uite la ea și o răsfățau. Dar nașterea a dat un impuls dezvoltării altor afecțiuni, s-au agravat problemele vechi, soția a început să se îmbolnăvească des și mult timp, să se usuce încet, parcă îi se scurgea energia vitală. Iar când Maria avea cinci ani, s-a întins de tot, Alina a stat aproape tot timpul în spital, Maxim era epuizat, sfârșit între creșterea fiicei, muncă și grijile pentru sănătatea Alinei. Micuța stătea de fiecare dată mult timp lângă patul mamei în salon, îi ținea mâna și șoptea, mami, dragă, vindecă-te curând. Noi cu tata te iubim foarte mult și ne este foarte dor de tine. Când te vor externa, pe obrașii Alinei curgeau lacrimi, ea zâmbia, se încuraja. O liniștea pe fetița ei. Curând, draga mea, îmi este deja mai bine. Mai stau puțin la tratament și mă întorc acasă. La pisicuța mea iubită. Vom fi, ca înainte, dimineața ne vom răsfăța în pat. Îți voi face omletul tău preferat și vom cânta cântece. Îmi este dor și de tine, fiică, și te iubesc mult. Inima lui Maxim în astfel de momente se rupea în bucăți, se ruga să se întâmple un miracol și soția lui să se vindece, ca totul să fie ca înainte. El cumpăra cele mai scumpe medicamente, pe care nu le-a ocolit pe niciun luminător al medicinei și nu credea că nu există leac pentru această boală. S-a adresat chiar și la vrăjitoare. Dar miracolul nu s-a întâmplat, iar acum două luni iubita lui a murit în spital, nu a putut fi salvată. De atunci, viața lui s-a transformat în iad, el tângea disperat, până la tremurat, după Alina, îi visa aproape în fiecare noapte, îi pieptăna ușor părul în mâini și o privea atât de tandru. Era de nesuportat. Bărbatul se trezea în sudoare rece, scotea mâna întinsă spre pat, dar acolo nu era nimeni, doar o plapumă de mătase rece. Și fica lui îl chinuia fără încetare cu întrebările când se va întoarce mama. Iar el nu știa ce să spună. Și iată că astăzi, când Maxim a văzut aproape o copie completă a soției sale, iar Maria s-a întins spre ea, a înțeles dintr-o dată. Așa nu se mai poate. Copilul suferă și mai mult, așteaptă și speră că mama se va întoarce. Trebuie să-i spună totul lui Maria, oricât de greu ar fi. În seara aceea, Maxim a deschis ușa dormitorului fetiței în liniște. Fica stătea pe pervaz în pijamale, înfășurată într-o pătură, își strângea la piept ursulețul de pluș pe care îl dăduse mama ei de ziua ei de naștere și se uita tristă pe fereastră. Deși ar fi trebuit să doarmă de mult. Bărbatul s-a așezat lângă ea pe pat și și-a așezat pe genunchi fica, a îmbrățișat-o și a spus încet, nu poți să dormi, pisicuță. E târziu deja, noaptea e de mult, iar cuiva trebuie să se trezească de vreme pentru școală. Îți este dor de mama. Fetița a oftat greu și a dat din cap, foarte tare, tati. Aștept, aștept să se întoarcă, dar nu o dau afară. Mama e foarte bolnavă, nu. I se face foarte rău, tati. Îmi pare atât de rău de ea. Și fără ea e așa de rău. Când va fi mama deja cu noi acasă, ca înainte și iar inima lui Maxim s-a strâns atât de tare, încât i s-a oprit respirația pentru o clipă. A strâns pumnii până la trosnet, ca să nu se arunce în plâns, a oftat și, cu grijă, încercând să aleagă fiecare cuvânt, a răspuns, fică, trebuie să-ți spun ceva. Foarte important. Nu vreau să te mai înșel, e necinstit. Mami nu mai este rău, nu o doare nimic, pentru că acum trăiește pe un nor, pe cer, și ne privește tot timpul pe noi doi dar la noi nu se poate întoarce, înțelegi. Dar tot ne iubește foarte mult și noi pe ea, nu-i așa? Mie și ție ni se face rău și ne vine să plângem, copilă, dar noi suntem puternici, trebuie să rezistăm, să ne amintim mereu de mama noastră. Mă înțelegi, mică mea? Maria a tăcut privindu-le pe tatăl ei și clipind des, apoi a dat din cap, s-a lipit de el cu tot trupul și a început să plângă amar, iar el nu s-a mai putut abține. Au stat așa mult timp, îmbrățișați, Maxim o leagă în pe fetița lui, iar sufletul i s-a ușurat puțin, că măcar nu va trebui să mintă în fiecare zi. Dar acea necunoscută din parc nu-i dădea pace, cine era ea și de ce se mână atât de mult cu soția lui decedată? Și ce secret ascundea? Era îmbrăcată sărac, aproape ca o cerșetoare, dar îngrijită, se vedea că trăiește foarte greu. Iar ochii, Aceleași ochi albaștri, exact ca ai alinei sale. Au trecut câteva zile. Maxim se pregătea să plece acasă când i-a sunat telefonul, numărul era necunoscut, în receptor a răsunat un glas feminin melodios. Bună ziua, sunt Elena care vă deranjez. Vă mai amintiți de noi, ne-am întâlnit recent în parc, fica dumneavoastră m-a luat încă de mama ei. V-am lăsat atunci cartea de vizită, așa că, iată, am spus adevărul și acum regret pentru asta. Dacă doriți, ne putem întâlni undeva și să vorbim despre toate. Maxim s-a agitat și a răspuns imediat. Bună ziua, Elena, mă bucur că v-ați răzgândit. Hai să ne vedem peste o oră la cafeneaua marmeladă, pe catedrală. E întotdeauna mai puțin lume și putem vorbi într-o atmosferă liniștită. Omul de afaceri era foarte nervos. A terminat repede treaba, a sunat la bona să-i ceară să rămână cu fica lui până când se va întoarce, apoi a plecat în grabă la locul întâlnirii. Misterul necunoscutei nu-i dădea pace de zile întregi. Maxima a ajuns primul, s-a așezat la o masă din colț, departe, a comandat două cești de cafea și a început să aștepte. În cele din urmă a intrat Elena, Bărbatul a aruncat o privire asupra ei, era îmbrăcată la fel de modest, cu o haină subțire și uzată, cizme ponosite și o rochie puțin prea mare, clar de pe umărul altcuiva. Dar totul era curat și ordonat, iar ea însă și era tânără, clar mai mică decât soția lui decedată, cu un chip plăcut. Elena părea foarte agitată și puțin nervoasă, S-a salutat, a luat o gură de cafea și a început să povestească. Înțelegeți, Maxim, atunci în parc m-am cam speriat când fetița dumneavoastră m-a luat drept mamă. Și de ce nu știu, dar ți-am spus o minciună. Dar acasă m-am gândit la toate, m-am consultat cu mama și am decis că ai dreptul să știi totul. De fapt, nu sunt doar o cunoștință a Alinei, sunt sora ei. Se poate să-mi spui ce se întâmplă cu ea. De ce fetița nu o vede? Am trăit foarte mulți ani despărțite, așa a fost, și mi-ar plăcea foarte mult să o revăd. E posibil? Maxima a oftat adânc, a înghițit un nod care i-a părut în gât, și a rostit încet, soția mi-a murit acum câteva luni, pur și simplu nu am avut curaj să-i spun fiicei, mi-a părut rău de ea, credeam că așa va fi mai bine. Dar ieri totuși am vorbit cu ea, Maria a plâns mult, dar a încetat să mă mai tortureze cu întrebări despre mamă așa că, din păcate, nu vă puteți întâlni. Pot să vă arăt doar mormântul Alinei. Spunem tot. Și de ce nu știam eu că soția mea are o soră? De ce nu v-ați văzut? Cum a fost posibil? De obicei, surorile sunt foarte apropiate. Elena a început să plângă năbușit și și-a acoperit fața cu mâinile, doamne. Ce pedeapsă e asta? Mă gândeam că există o speranță să o văd pe Alina. Să o îmbrățișez, să-i spun tot. Am încercat să o găsesc atât de mulți ani. Să aflu măcar ceva. Și apoi din nou o asemenea durere. Ca să înțelegeți tot, voi începe chiar de la nașterea noastră. Povestea e lungă și complicată, de-a dreptul pentru un roman detectiv. Eu și sora mi-am crescut într-o familie nu foarte prosperă. Părinții noștri nu erau alcoolici sau marganitari, dar nici părinți responsabili nu se puteau numi. Tatăl nostru nu lucra nicăieri cu adevărat, se descurca cu munci ocazionale pe șantiere, iar mama, cât am putut să mă amintesc, era în concediu de maternitate. Alina s-a născut mai întâi, iar eu la trei ani după ea, așa că ea nici nu a avut timp să lucreze nicăieri. Atât tatăl, cât și mama ne-au plăcut petrecerile zgomotoase cu prietenii și distracția, trăiau pe moment, nu știau sau nu voiau să economisească. Se întâmpla să câștige bani tatăl, apoi să ne cumpere o grămadă de dulciuri, el bea bere, casa era plină de oaspeți, o masă festivă, făceau mâncăruri delicioase. Și deja după o săptămână în casă nu mai era nimic, strigătele se auzeau în tot blocul. Dar, în ciuda acestui fapt, îi iubeam foarte mult pe tatăl nostru, era un om bun din fire, ne adora, ne lua în brațe, ne numea mărcele, mama era mai strictă, dar ne iubea și ea în felul ei. Alina mi-a fost mereu ca o a doua mamă, deși era cu puțin mai mare, și totuși încerca să mă protejeze, să mă iubească. Am fost foarte prietene, am împărțit toate bucuriile și necazurile copilăriei. Când sora mea avea opt ani, iar eu cinci, părinții noștri au murit mergeau de la o petrecere zgomotoasă acasă. Tatăl a băut prea mult, dar totuși a urcat la volan și s-a întâmplat nenorocirea. Moartea a fost instantane, nimeni nu a supraviețuit atunci după coliziunea cu o mașină din sens opus. Noi cu sora ne-am plâns atât de tare, am plâns după părinți, mai ales când ne-au adus la orfelinat. Cât de greu este să te afli dintr-o casă natală într-o clădire gri-guvernamentală, unde toată lumea este străină, absolut, și așa va fi mereu. M-am tot dus după Alina ca un cățeluș, chiar și la toaletă. Mă temeam de tot. Directorul acelui orfelinat era Fedor Constantinovici, un bărbat bun în vârstă, toată copilăria îl iubea. El a promis Alinei că va face tot posibilul să ne așeze pe amândouă într-o singură familie, pentru că nu este obișnuit să separi surorile născute. Și iată că, după șase luni, o familie bogată a venit să vadă copiii, dar aveau criterii speciale, aveau nevoie de o fetiță blondă fără antecedente, inteligentă și isteață, ca să se mene cu mama ei adoptivă. Cum se spune, bogățiile au propriile lor capricii. Alina se potrivea perfect acestor cerințe, dar eu nu. Eram brunetă și ei cu siguranță nu plănuiau să crească doi copii. Directorul i-a rugat mult timp, dar ei tot nu se lăsau și repetau că iau doar pe Alina. Sora mea a avut un atac de furie, a plâns, nu mă lăsa din brațe și striga că nu va pleca nicăieri fără mine. Și eu m-am speriat foarte tare, nu -mi puteam imagina cum voi supraviețui în orfelinat singură, fără sora mea iubită, ea era pentru mine atunci totul, cea mai dragă și mai scumpă persoană. În semn de protest, Alina și cu mine ne-am închis în cămară și am stat acolo o zi întreagă, crezând naiv că atunci adulții ne vor auzi și nu ne vor despărți. Atunci, Fedor Constantinovici a mers la o înșelătorie, el a jurat că s-a înțeles cu familia adoptivă, că vor lua mai întâi pe Alina, iar peste câteva luni și pe mine, că așa ar trebui să se obișnuiască treptat cu noi. Alina și cu mine eram mici și credule, și am crezut în această poveste, deoarece i-aveam încredere completă și oricum depindea ceva de noi. Ce am fi putut face? Când părinții adoptivi au luat-o pe Alina, am alergat după ei până la poartă și am cerut să mă ia și pe mine, iar apoi am plâns mult, am strigat atât de tare încât mi-am rupt vocea. Îmi amintesc și acum cum Alina s-a întors, a plâns și ea, și mi-a strigat, nu plânge, mărceluță, te voi lua. Cred în mine! Am devenit retrasă, aproape că nu vorbeam cu nimeni. Treceau luni, alte luni, iar nimeni nu a venit după mine. Nu puteam să înțeleg că am fost trădată, abandonată pentru totdeauna, stăteam legată de fereastră și tot o căutam pe sora mea. În curând m-am îmbolnăvit atât de tare încât am încetat complet să mă ridic, probabil că a fost ceva nervos, pentru că tânjeam disperat după sora mea, nu puteam să cred că toți m-au trădat, m-au abandonat, nici nu puteam mânca nimic, mă scurgea imediat. M-au trimis la spital pentru tratament, m-au examinat mult timp, dar nu au găsit nicio boală gravă. Pur și simplu stăteam zile întregi, întoarsă cu spatele la perete, și nici măcar nu mai plângeam, mârâiam ca un cățeluș abandonat și nimănui nu era nevoie. În camera mea se trata și un băiat, Matei, el era cu cinci ani mai mare decât mine. El încerca în toate felurile să mă scoată din această stare, să mă facă să vorbesc, să mă compătimea, în povestea multe despre sine, despre familia sa, că locuiește cu mama lui, o iubește foarte mult. Că i-a coace plăcinte delicioase și îi pune cataplasme cu muștar când e bolnav. Iar eu mă stupam urechile, pentru că pur și simplu nu puteam să aud asta. Toți au pe cineva care îi iubește, îi așteaptă, și doar eu nu sunt nevoie de nimeni îmi era atât de jignitor. Cu ce sunt eu mai rău? Sunt oare oarecum lepros. Într-o zi, la Matei în camera a venit mama lui, Valentina. Era o femeie obișnuită, plinuță, de vârstă mijlocie, cu mâini rotuncite și aspre și cu ochi atât de bâlânzi și buni, că încălzeau. Ea m-a readus treptat la viață. La început de cea, stătea pe marginea patului meu și îmi mângâia umerii. Dar eu nu reacționam deloc, pur și simplu nu mai credeam în nimeni. În altă zi ea nu a mai tăcut, mai întâi mi-am înviat capul, apoi a început să vorbească, micul meu, ce necaz ți s-a întâmplat. Nu orice adult ar putea face față unei astfel de nenorociri. Ei bine, întoarce-te spre mine, e purașule, uite ce ți-am adus. Îți place ariciul? El este cu adevărat amuzant și mereu are un mere pe spini, ca unul adevărat. Ia le, te rog, l-am cumpărat special pentru tine. Și m-am întors, pentru că de atâta timp nimeni nu mă mai numea epura și mică, era atât de plăcut. Am luat ariciul de la ea și de atunci nu m-am mai despărțit de el, el încă, nu vă vine să credeți, stă în camera mea. Treptat m-am dezghețat, am început să comunic cu ea și cu Matei, ne-am împrietenit foarte mult. Și m-am pus pe picioare, am început să mănânc, să iau în greutate și să mă interesez din nou de tot. Iar când Matei a fost externat, Valentina m-a așezat în poală, mi-a fost atât de confortabil și moale, la fel ca la mama cândva, și deloc înfricoșător. Valentina m-a îmbrățișat și a întrebat încet: Elena, aș vrea să te adopt, să te duc acasă cu mine și cu Matei, să fii fica mea iubită. Nu ești supărată! Ai vrea să locuiești cu noi! Vreau atât de mult să nu mai plângi niciodată și să nu mai rămâi niciodată singură. În loc de răspuns, am îmbrățișat-o strâns și nu am vrut să o las să plece, iar la revedere i-am spus, o să te aștept, mamă, vino să mă iei mai repede. Așa am ajuns în familia Baranikov. Și nu mi-am regretat niciodată, deși am trăit foarte modest. Matei s-a purtat cu mine mereu cu căldură ca cu o soră născută, nu m-a jignit niciodată, m-a apărat de băieții din curte. Mama a încercat să economisească pe sine, a mers an de zile cu același palton, dar nouă cu Matei ne-a cumpărat întotdeauna haine noi pentru școală, ca să nu fim mai prejos de ceilalți, le-a dat nouă ultimul. Iar când eram bolnavă, mama stătea mereu noaptea la patul meu, se îngrijora, nu dormea. Doar când am crescut, am realizat pe deplin ce isprava a săvârșit mama adoptiva mea, luându mă atunci în familie, știind că acum va trebui să economisească și mai mult, să-mi dea fiului ei o liră și mie, merită. Matei a crescut, a plecat la muncă la mare și așa a rămas, s-a căsătorit, are o familie acolo. Ne sunăm des, comunicăm. Iar mama s-a îmbolnăvit acum doi ani. Ea tot slăbea și slăbea, a început să mănânce prost, dormea mult și se plângea de dureri de stomac. Îi imploram să meargă la doctor, ea lucra în spital ca asistentă medicală. Mă învinovățesc atât de mult că nu am insistat, nu am dus-o pe mamă de mână mai devreme, i-au descoperit prea târziu o boală gravă în stadiu avansat, când tratamentul nu mai era atât de eficient. Dar nu renunțăm, luptăm, facem cursuri de chimioterapie economisesc fiecare bănuț, vreau să-i strâng bani pentru o operatie. Doctorul crede că asta i-ar prelungi viața cu ani de zile. Mă îngrijorez atât de mult pentru mama, sunt nelimitat de recunoscătoare acestei femei sfinte, care mi-a oferit dragostea și afecțiunea ei și mi-a întins o mână de ajutor în momente atât de dificile. Fata a băut încă o gură de cafea, s-a liniștit. Maxim nu a întrerupt-o, a așteptat continuarea apoi nu a mai rezistat și a întrebat el însuși, dea. Chestii neplăcute. Ei bine, iar pe frontul personal cum e? Ai familie? Unde lucrezi? Lina s-a întunecat și mai mult, a oftat, după școală am terminat cursurile medicale, lucrez ca asistentă medicală la spital, ca mama. Iar familia, Aveam un logodnic, Timofei, spunea că mă iubește, că se va căsători cu mine, dar când a aflat despre sarcină, a fugit imediat. S-a prefăcut că nu mă cunoaște, deja și-a găsit o mireasă mai bogată. Așa că e. Păi, câte suntem așa, proaste naiv, eu însă mi sunt de vină, acum voi fi mamă singură, ce să fac? Deci nu-mi imaginez cum voi supraviețui cu aceste bănuțe. Mă gândeam că mama mă va osândi, că oricum m-am adus în situație, dar nu, ea mă iubește și mă compătimește, visează să ajungă la nepoți. Alina nu a mai văzut-o niciodată după aceea, nu știu nimic despre ea. Deci toți acești ani am vrut foarte mult să o găsesc. Chiar am mers la orfelinat când am devenit adultă. Dar directorul s-a schimbat de mult, iar secretul adopției, desigur, nimeni nu mi l-a dezvăluit, nu este permis. Se pare că fiica ta, Maria, este nepoata mea adevărată. O fetiță minunată! Aș vrea foarte mult să comunic cu ea, să fim prietene, dacă nu ești împotriva. Și, în general, Maxim, veniți în vizită la noi cu mama, vă voi prezenta, ea este minunată, primitoare, sunt sigură că veți deveni prieteni. Bărbatul a zâmbit, îi era plăcută noua rudă, și a răspuns hotărât, și nu vom veni doar în vizită. Acum voi lua sub patronajul meu, voi avea grijă și te voi ajuta, pentru că suntem o familie, sora Alinei mele nu este un străin pentru mine. Așa că nu mă despart, scrie adresa și așteaptă-ne cu Maria în weekend în vizită. Din ziua aceea, Maxim și Elena au devenit prieteni, au comunicat mult, fata a găsit rapid un limbaj comun cu micuța. Maria s-a întins spre ea, pentru că fetiței îi lipsea atât de mult căldura și afecțiunea maternă. În weekend Elena, în loc de bonă, a stat cu nepoata ei, s-au desenat, s-au jucat, micuța a început să se desprindă treptat de șoc după vestea morții mamei sale, iar fata s-a atașat de Maria, o iubea foarte mult și o compătimea. Într-o zi, Elena i-a cerut lui Maxim, arată în fotografii cu surioara mea, o mai amintesc încă copilă, dar îmi doresc atât de mult să aflu mai multe despre ea, să ating viața ei. Bărbatul a oftat adânc și a arătat cu privirea spre dormitorul din spate, vezi, acolo e camera Alinei, acolo e și albumul nostru de familie și toate lucrurile ei personale, un dulap plin de lucruri. După moartea ei nu mă pot forța să le sortez, doar intru și îmi vine să urlu de dor. Plâng în hohote și nu mă pot abține. Fica, din potrivă, stă acolo adesea mult timp, în scaunul mamei ei preferat. Așa este mai ușor. Iar tu, dacă vrei, uită-te și tot ce ți se va potrivi sau va fi nevoie, poți să-ți iei pentru tine. Nu sunt împotriva. Elena a deschis ușa cu atenție și a intrat. S-a uitat în jur. S-a așezat la masă pe care stătea albumul și a început să-l răsfoiască, întorcându-le paginile una după alta și admirând surioara ei. Ce frumusețe s-a făcut, într-adevăr, devenind adulte, surorile au devenit și mai asemănătoare între ele decât în copilărie. Pe toate fotografiile, Alina era atât de veselă și fericită, Elena ținea fotografiile în mâini și plângea în șoaptă. Iar apoi, oaspetele a văzut încă un album pe raft, credea că acolo sunt și fotografii, dar nu, acesta era un jurnal al Alinei. Era vechi și uzat, se vedea că îl ducea de multă vreme. Elena nu s-a putut abține și a început să citească cu aviditate fiecare rând, pentru că pentru ea era foarte important să știe cum a trăit, la ce a gândit sora ei. Astăzi este ziua mea de naștere, 15 ani. Toți mă felicită, părinții au invitat mulți oaspeți, vom sărbători. Tata mi-a dat un telefon nou și scump, sunt fericită, desigur, dar nu de un astfel de cadou așteptam. Am doar o dorință prețuită, să-mi găsesc sora mea, Elena. Atât de mult am rugat, așa i-am implorat pe părinți să-mi permită să o vizitez la orfelinat, poate a fost adoptată și ea. Mă simt atât de vinovată în fața ei. La urma urmei, eu sunt cea mai mare, așa că sunt responsabilă pentru tot. Cu cinci ani în urmă, directorul ne-a înșelat atât de obraznic și fără scrupule, a promis că mai întâi mă vor lua pe mine, iar apoi pe Elena, de știa de la început că nu va fi așa. Iar eu, proastă, am crezut. Se pare că am abandonat pur și simplu sora mea mai mică în orfelinat singură. Dar i-am promis că o voi lua. Nu-mi pot imagina cum este ea acolo. Cum suferă, probabil se frământă sau poate mă urăște. La urma urmei, eu trăiesc într-o familie bogată, am totul, iar ea. Nu înțeleg părinții mei, de ce nu au vrut să o ia pe sora mea. La urma urmei, banii nu curc, cu ce ar fi deranjat. Și nu mi se permite să o văd, dar de ce, nu știu. Din cauza asta sunt supărată pe ei, nu știu cum să ajung la ei. Elena, dragă, cât de mult îmi lipsești, surioară, nu-ți imaginezi. Aș da acum cu ușurință toate cadourile dacă mi s-ar spune că ne putem întâlni. Elena plângea în hohote citind aceste rânduri, înseamnă că și Alina o ținea mereu minte, se frământa pentru ea, se îngrijora. Sora nu ținea jurnalul în fiecare zi, ci își nota doar evenimentele cele mai importante, probabil când avea nevoie să se descarce foarte mult. Peste câteva pagini a atras atenția o altă notă interesantă, mă căsătoresc astăzi cu Maxim. Ura! Sunt atât de fericită! Ne iubim! Cred că vom trăi o viață lungă și fericită! Și visul meu cel mai drag se va împlini totuși. Mă tem să-i spun iubitului meu despre sora mea, mă îngrijorez, poate nu mă va înțelege, sau mă va condamna că am lăsat-o atunci în orfelinat. Dar eu nu sunt de vină. Maxim nu știe încă nimic, iar eu după nuntă voi merge totuși singură la orfelinat, voi încerca să aflu ceva despre Elena. Sunt foarte îngrijorată de ce îmi vor spune. Poate o să-mi găsesc sora. Ar fi o asemenea fericire. Iar după un timp, o altă notă, scrisul este deja neuniform, unele litere sunt șterse, se vede că Alina plângea când scria aceste rânduri, totul e în zadar, Directorul a murit de mult, în locul lui este o altă persoană, nu am reușit să aflu nimic despre Elena. De ce așa? De ce soarta ne-a despărțit pe viață? Deja nici părinții nu mai sunt în viață, și nu mai am pe nimeni, în afară de Maxim și de iubita mea fetiță. Dar nu vreau să-i întristez și să-i rănesc pe cei dragi, nu le pot spune totul. Iar îmi doresc atât de mult să vorbesc sincer, ca femeie, cu sora mea să știi, scumpa mea, cât de rău mi este fără tine. Acel meu vechi boală s-a agravat acum, după naștere devine din ce în ce mai rău, mă chinuie lipsa de aer, buzele îmi devin albastre și inima parcă se oprește. Dar nu le spun nimănui, știu că Maxim va face panică, se îngrijorează foarte mult pentru mine, mă va convinge să mă internez din nou în spital. Iar eu îl urăsc atât de mult. Mă îngrijorez foarte mult pentru fica mea, dacă mi se va întâmpla ceva, cum va fi biata mea micuță fără mamă. Elena, surioară, mi te lipsește atât de mult. Dacă aș ști unde ești, aș zbura pe aripi și te-aș îmbrățișa atât de tare. O, pare că soțul merge în dormitor, termin. Iar ultima înregistrare a fost cu o lună înainte de moartea ei, scriu, probabil, pentru ultima dată. Mi-e foarte rău, Abiați țin pixul în mâini. Mâine intru din nou în clinică. Soțul crede în minune, în mari profesori, dar eu nu. Simt că nu mai am mult de trăit. Acest scrisoare o dedic celor mai dragi și apropiați oameni ai mei. Maxim, iubitul meu, pentru mine vei rămâne pentru totdeauna singura și cea mai puternică dragoste, știi, ești cel mai bun soț și tată. Când vei citi aceste rânduri, eu nu voi mai fi, dar vreau să-ți spun asta. Nu îndrăzni să te predai și să te pui pe tine însuți, fereștene pe fica noastră, Maria, protejează-o de toate necazurile, fi cu ea. Căci ea este comoara noastră cea mai scumpă. Dacă cândva vei întâlni și vei iubi o altă femeie, nu voi fi împotriva, deci nu-mi este ușor să scriu aceste rânduri. Principalul lucru este ca ea să iubească sincer pe Maria și cel mai important, mi-au rămas de la părinții decedați bijuterii foarte scumpe, monede și un cont bancar considerabil. Iată codul de la celula unde poți lua totul după moartea mea. Am conștientizat că nu am atins niciodată această moștenire și nu am spus nimănui despre ea, deoarece am fost mereu puțin supărată pe părinți. De ce îmi trebuie toate aceste fleacuri, dacă m-au despărțit de sora mea? Am visat să-mi găsesc sora și să-i dau totul totul, până la ultimul ban. Și asta e cel mai puțin ce pot face pentru ea. Dar se pare, nu voi mai putea face asta, nu voi avea timp. Doamne, cât de înfricoșător este să înțelegi că vei muri în curând. Cât de mult aș vrea să trăiesc, să cresc și să iubesc pe fica mea, soțul meu. Dragii mei, dragii mei, vă iubesc pe toți atât de mult și nu vreau să vă părăsesc. Nu pot scrie mai mult, lacrimile nu mă lasă, pică direct pe caiet. Lina nici nu a observat că plângea cu voce tare, ea trăia acum toate suferințele Alinei, simțea totul pe ea însă și, Maxim stătea în spate și peste umărul ei, citea și el totul, pe obrazul lui curgea o lacrimă. El șoptea, știam că Alina ține un jurnal, uneori vedeam cum scrie ceva acolo, dar în familia noastră nu era obișnuit să ne amestecăm în lucrurile personale, și apoi, credeam că sunt doar prostii de femei, nu dădeam importanță. Se pare că în sufletul Alinei se întâmpla atât de multe, iar eu nu știam nimic. Ea mă proteja proastă, tăcea mult timp despre boală, dar apoi a privit-o pe Elena ciudat, cu atenție, și a spus, ascultă, crezi în destin. Poate că tocmai Alina a aranjat întâlnirea noastră neașteptată în parc atunci. La urma urmei, ai fi putut pur și simplu să treci pe lângă, iar Maria nici măcar să nu se uite la tine. Înțelegi? Dar am avut loc, ceea ce înseamnă că visul prețuit al Alinei s-a împlinit. Mâine vom merge la bancă, voi scoate bani, voi lua toate bijuteriile și ți le voi da. Așa a vrut soția mea. Pentru mine este o lege. Tocmai ce ți se vor potrivi pentru naștere, pentru copil. Elena plângea și șoptea, încrucișându-și mâinile în formă de rugăciune. Mulțumesc, surioară. Mulțumesc, dragă. Te iubesc și eu foarte mult. Și vouă, Maxim, vă mulțumesc și Mariei. La urma urmei, ea a fost cea care m-a strigat prima. Eram deja la marginea disperării, așa că totul s-a acumulat. Logodnicul meu m-a părăsit, mama mea are cancer, sunt însărcinată, aș putea să mă sinucit. Uneori, dacă îmi zic sincer, nu știam pentru ce să cumpăr pâine. Totul a mers la medicamente. Și acum o pot ajuta și pe mama să-i fac operatie. Bărbatul a luat-o de mână, nu, operația o voi lua eu asupra mea, așa cum am promis. Iar tu gândește-te acum la copil. Ai nevoie de atâtea lucruri. Și, în general, suntem o familie, așa că vom descurca. Dar respect foarte mult gestul nobil al Alinei. Ea a păstrat asta pentru tine, Elena, în suflet te iubea foarte mult, credea că te vei găsi. Merită! știi ce, să mergem mâine la mormântul ei, să ne vizităm iubita, să-i mulțumim pentru tot, cred că îi va fi plăcut acolo, pe cer. Și așa au făcut. Elena a plâns mult și a vărsat sufletul surorii sale, a șoptit cât de mult o iubește și cât îi este recunoscătoare pentru tot. Iar Maxim din nou și-a sfâșiat sufletul, îi era atât de dor, atât de rău fără Alina, părea că nimeni nu o va putea înlocui vreodată. Maxim, așa cum a promis, a plătit operația mamei adoptive a Elenei, iar după un tratament îndelungat, femeia a intrat în remisie, medicii au dat prognoze prudente, dar destul de optimiste. Era foarte recunoscătoare lui Maxim și fiicei sale pentru salvarea ei, Matvi, fiul, a ajutat și el cu bani, toți s-au unit și au câștigat bătălia cu moartea pentru viața Valentinei Sergeevna. Femeia nu a regretat niciodată că a adoptat-o atunci pe Elena, între ele a existat întotdeauna o legătură sufletească strânsă, așa cum se întâmplă doar între rude. Termenul nașterii se apropia, burtica Elenei era pur și simplu uriașă, îi era din ce în ce mai greu să meargă, să doarmă a devenit foarte incomod. Maxim a fost tot timpul lângă ea, o sprijinea și o ajuta, era la îndemână. În acest timp s-au apropiat atât de mult încât nu își mai puteau imagina cum trăiau înainte unul fără celălalt. Elena a născut cu succes un băiețel frumos la timp, l-a numit Alexandru, în onoarea tatălui ei biologic decedat. La urma urmei, ea îl iubea atât de mult în copilărie. Maria era și ea fericită, acum ea mânuia mândru căruciorul, de îndată ce bebelușul plângea, îi punea suzeta în gură, pentru că pentru ea fratele ei era ca o păpușă vie. Elena petrecea din ce în ce mai mult timp la Maxim cu Alexandru, uneori rămânea și peste noapte în weekend, de era atât de bine în familia lor, ușor, avea senzația că au trăit toată viața împreună. Și mai avea impresia că îi place foarte mult Maxim, nu doar ca om, ci și ca bărbat. Îl compara în gând cu Timofei, cel nepăsător și superficial, și înțelegea cât de norocoasă a fost sora ei să întâlnească un bărbat atât de minunat și de de încredere. Dar nici nu se gândea la ceva mai mult, pentru ea, a se îndrăgosti de soțul surorii, chiar și de cedate, era ca o trădare. Iar Maxim nu o percepea pe Elena ca pe o femeie, în inima lui era doar iubita Alina. Dar timpul a trecut, copilul a crescut, Maria a intrat deja în clasa a treia, iar Elena cu Maxim erau la fel de apropiați, erau ca frații, nu aveau secrete unul față de celălalt. Deci părinții lui Maxim și mama Elenei le sugerau de mult că ar fi timpul să-și întemeieze o familie. Ca să crească copiii împreună și să nu se mai mute de colo-colo cu lucrurile, dar frica de a o trăda pe Alina era adânc înrădăcinată în mintea lui Maxim și a Elenei și nu treceau de granița imperceptibilă. Dar într-o zi totul s-a schimbat. Când Alexandru a mers la grădiniță, Maxim a luat-o pe Elena la muncă, pe post de stagiară, îi învățat totul. Nu putea să permită ca sora soției sale să tragă de mătura în spital și să se chinuie, lucrând, ca înainte, ca asistentă medicală. Acum mergeau împreună la muncă și se întorceau acasă și se mânau tot mai mult cu o familie. Într-o zi, Elena cu Maxim, după ce l-au luat pe Alexandru de la grădiniță, mergeau spre mașină, nu departe de parcare, un tânăr a ieșit și din mașina lui, el a trecut mai întâi pe lângă ei, dar apoi s-a întors și a alergat aproape la pereche. A privit atent la Elena și a exclamat: Elena! Ești tu? Ce întâlnire! Ce faci aici? Dar ce frumusețe ai devenit! Sunt uimit, o adevărată doamnă! Și mașina ta e așa de tare! Tânăra era chiar zdruncinată! În fața ei stătea Timofei, fostul ei logodnic i-a răspuns iritat, ce-ți trebuie? Și ce te interesează cu cine sunt și unde? Mai scos din viața ta acum trei ani. Ai trecut pe lângă, du-te mai departe. Nu avem de ce să vorbim. Dar băiatul nu s-a dat bătut, e fiul tău. Da. Mai bine zis, al nostru. Nu sunt prost, știu să număr. Cum îl cheamă? Poate ne vedem. Aș vrea foarte mult. Nina m-a părăsit de mult, s-a dovedit a fi o proastă. Elena a izbucnit ca o scânteie din cauza acestei obraznici, acesta nu este fiul tău, clar. La revedere! Sper să nu ne mai întâlnim niciodată. Dar Timofei a strâns din sprâncene, să știi că nu mă voi da bătut așa ușor. Am dreptul să-mi văd fiul. Și pe tine te voi aduce înapoi, să știi așa că nu mă despart. Atunci Maxim nu a mai rezistat și a strigat, băiete, ești surd. Aceasta este soția mea și fiul meu. Iar tu du-te unde ai venit. Timofei s-a înțepat și a plecat, dar a decis să afle totul despre Elena. Este uimitor cum s-a schimbat. Fosta asistentă medicală simplă a devenit o doamnă de afaceri și este îmbrăcată scump și cu gust, pur și simplu își curgeau saliva. Zvonurile în oraș se răspândesc rapid, iar în curând Timofei a aflat totul. Că Elena a primit o moștenire de la sora ei decedată, iar acum este bogată, iar acest ticălos obraznic nu este deloc soțul ei. Tipul și-a frecat palmele. Acum își dorea să se reunească cu Elena, să se împace, și ce? Cu o astfel de doamnă nu este rușine să apară în public. Da, și băiețelul a crescut, nu trebuie să te chinui cu scutece. Totul este pur și simplu perfect. Acum a înțeles că nu poate lua fosta logodnică cu forța și a decis să acționeze încet și abil. Acum o aștepta în fiecare zi la intrarea la serviciu, îi dădea un buchet frumos și bâlând și tăcea modest. Iar când se încrunta, răspundea încet, iartă-mă, Elena. Abia acum am realizat cât de mult te iubesc. Te voi aștepta o veșnice până nu mă vei ierta. Am fost un prost, mărturisesc. Te-am schimbat pe această nebună. Dar am realizat totul. Că totuși ne-am iubit atât de mult. Avem un fiu comun. Poate să încercăm să începem totul de la capăt. La început, Elena se îndepărta de Timofei ca de o muscă enervantă, credea că toate acestea sunt în trecut. Dar tipul era incredibil de persistent, îi dădea flori atât de frumoase, violete și gerbere, vorbea mereu despre dragoste, insista pe o întâlnire. Și inima Elenei a tremurat, a acceptat să se întâlnească cu el odată. Deoarece nici ea nu înțelegea dacă și-a uitat fostul sau nu, totul era atât de încurcat în suflet, furie, resentimente, sentimente vechi erau zguduite. De fapt, o trăgea spre maxim, dar el nu i-ar oferi niciodată nimic mai mult decât o prietenie. Iar ea voie atât de mult tandrețe, dragoste, familie. Și fiul lui ei, oricum, îi este nevoie de un tată. Iar cu Maxim s-a întâmplat ceva de neimaginat. Nu putea să observe calm cum acest Timofei se ținea după Elena, îi venea să-i omoare pe amândoi. Dar de ce? El a încercat să se înțeleagă, a gândit mult și a realizat că o invidia teribil pe Elena, că nu va suporta dacă va accepta să se întâlnească cu Timofei, că este nevoie de ea, ca de aer. Cum de nu a observat asta mai devreme? Elena se pregătea cu atenție pentru întâlnire, a îmbrăcat o rochie frumoasă cu decolteu pe spate, pantofi cu toc, și-a aranjat părul într-o coafură elaborată și a aplicat un machiaj ușor, era atât de mult timp de când nimeni nu o invitase la întâlnire. Chiar și a uitase cum era asta. Adevărul este că nu o lăsa în pace îngrijorarea, cum va decurge întâlnirea. S-a schimbat Timofei cu adevărat și a realizat totul, poate să-i aibă încredere. La urma urmei, el o trădase deja odată. Dar ea s-a liniștit, mergem la restaurant, pur și simplu cinam, vorbim, iar apoi vom vedea. Timofei o aștepta la intrarea în bloc, atât de frumos și elegant, cu un buchet superb de trandafiri roșii. El a văzut-o pe Elena și a exclamat, ești pur și simplu o zeiță. Regina frumuseții! Hai să mergem la bal! Toți bărbații îmi vor invidia astăzi. Elena s-a înroșit de la aceste complimente. Cât de mult timp de când nimeni nu îi le făcea. Maxima aflat că Elena a mers la întâlnire cu acest ticălos și a intrat în furie. Mergea prin apartament ca un tigru în cuști și nu găsea loc. Îi venea să plece imediat, să-i găsească pe amândoi și să-i dea o bătaie zdravă în acestui nemernic. El se înfuria, așa deci. Eu sunt totul pentru ea. Iar ea, Maria învăța lecții și observa totul, apoi nu a mai rezistat și s-a apropiat de tatăl ei. Tata, vrei un sfat? Dacă nu iei nicio măsură, atunci ne vor lua Elena pur și simplu. Vrei asta? Eu o iubesc pe ea, tu la fel, așa de ce ai lăsat-o să plece? Maxima a privit-o surprins pe fica sa și ce să fac să o leg cu frânghii. Deci noi suntem noi de folos, dacă a ales pe acest cosmar. Maria a ridicat din mâini, dar tu ai cerut-o încăsătorie. I-ai oferit măcar o dată flori. Eu nu mai sunt mică, tati, și îți spun așa. Femeile trebuie să simtă că le plac bărbații. Iată, mie vanea din clasa a cincea bei poartă în fiecare zi ghiozdanul, îi dă bomboane. Uneori chiar o trage de cozică, dar asta sunt fleacuri. Iar tu ce? Taci doar sau crezi că Elena e telepat? Da, ea te iubește, tati. Se vede din ochi, iar tu. Dacă vrei, Elena a plecat la restaurantul Teremul, am auzit conversația ei. Maxim a tresărit. Da, fiica sa are dreptate. El niciodată, nici cu o vorbă, nici cu un indiciu, nu i-a dat de înțeles că o iubește, că este dragă, dar nici el însuși, probabil, nu-și dea seama pe deplin de asta pur și simplu se obișnuise că ea este mereu lângă el și credea că așa va fi mereu. Ei bine, nu. O să o pierd. Acum o să merg și îi voi spune totul. Și voi face ca acest ticălos Timofei să nu mai apară niciodată în viața noastră. A gândit Maxim și a început să se pregătească. Seara a început de minune. Restaurant scump, muzică live plăcută, șampanie în ruri, gustări rafinate dar cu cât Elena interacționa mai mult cu Timofei, cu atât mai mult era dezamăgită de curtezanul ei. Nu a întrebat niciodată despre fiul ei, iar când ea a început în mod special să vorbească despre el, el a făcut imediat o față plictisită și a schimbat ușor subiectul la unul mai intim. El a tot sugerat apropierea și cu cât se îmbăta mai tare, cu atât se comporta mai liber și mai posesiv, iar când a invitat-o la dans, a început să o apuce de talie și să încerce să o sărute. Lenei s-a făcut atât de neplăcut și atât de scârbos. Ea a înțeles că fostul ei nu s-a schimbat deloc, pur și simplu a jucat rolul potrivit, iar el însuși voia doar să o posede, nimic mai mult. Elena se uita la el și tot mai mult îi era dor de Maxim, de ochii lui inteligenți și curiozități, îi venea să se ridice și să plece chiar atunci, și așa a împins scaunul, îmi pare rău, Timofei, dar am înțeles că această întâlnire a noastră a fost o greșeală nu te mai iubesc, iartă-mă. Și atunci bărbatul și-a arătat adevărata față. El a zâmbit încordat și a răspuns cu un ton rece, ei bine, nu, Elena, așa nu merge. Am cheltuit un întreg lună pe tine. M-am aproape ruinat cu acești buchete de flori proaste. Și cine va plăti pentru toată această plăcere? Nu te voi lăsa să pleci așa, pasărea mea. Nu fi încăpățânată, înainte erai mai ușor de convins. Ea însă și-a sărit în brațe. Ei bine, nu te încăpățâna, ai fost mai ușor de convins. Elena a izbucnit și a ieșit din restaurant, aruncând pe drum, ai fost o mizerie și așa ai rămas. Ce proastă am fost că am crezut că ai putea schimba. Timofei s-a înfuriat și el pentru că se aștepta la un final plăcut, iar acum un astfel de rezultat a ieșit în urma Elenei, a ajuns-o și a prins-o de mâini, a început să se încline și să șoptească, oh, cât de divin miroși! Ce parfum! Franța! Nu te zbate, tot nu vei putea pleca! Hai la hotel! Elena s-a speriat serios. Era deja întuneric, din păcate, pe stradă nu era nimeni. A început să se zvârcolească cu toată puterea și să țipe, lasă-mă în pace. Pleacă, ajutor. Și atunci de nicăieri a sărit Maxim, el a salvat-o pe Elena și a întors agresorul, spunând, se pare că, băiete, în ultima ta oară ai înțeles prost. Aceasta este soția mea. Și nu te apropia niciodată de ea. Dacă te văd, îți voi număra toate coastele. El a îmbrățișat-o pe Elena și a dus-o la mașină. Fata plângea, se lipia de Maxim, cât de bine și liniștit era cu el, iată-le, cel mai drag și iubit, nu acel ticălos. Deja în mașină, Maxim i-a luat fața în mâinile sale, a întors-o spre el și, privindu-i în ochi cu fermitate, a spus: M-am gelozit atât de tare, că abia nu am înnebunit. Nici măcar nu m-am gândit că sunt capabil de așa ceva. Elena, am realizat brusc că te iubesc profund, cu adevărat, ca pe Alina. Vreau să devi soția mea, să fim împreună până la ultimul suspin. Nu te voi mai da niciodată nimănui, draga mea. În sfârșit, Elena a auzit aceleași cuvinte despre care visa toți cei trei ani. Nici măcar nu putea crede așa ceva și totuși a întrebat: Eu te iubesc și eu de mult timp, Maxim, doar că. Cum rămâne cu surioara? Nu o trădăm acum. Maxim a răspuns încet, știi, cred că ea se va bucura pentru noi acolo. La urma urmei, tu iubești eu pe Maria, iar ea pe tine, iar eu pe Alexandru, suntem o familie adevărată, despre asta a cerut Alina în jurnalul ei, nu-i așa? Trebuie să lăsăm deoparte acest fals sentiment de vinovăție care ne mănâncă, și pur și simplu să trăim. Să ne bucurăm de viață, să prețuim fiecare clipă petrecută împreună, înțelegi. Elena a dat din cap, ai dreptate, în tot. Mulțumesc că ai apărut în viața mea, că ai adus în ea fericire și iubire. Nici nu îndrăzneam să visez la așa ceva. Iar Alina. Ea va rămâne cea mai iubită și cea mai dragă surioară în amintirea mea. Maxim și Elena au început să se sărute pasional, trupurile și sufletele lor însetate de atâția ani au izbucnit literalmente într-un uragan de dragoste. Este uimitor, dar în chiar acea noapte, când amândoi, săturați unul de celălalt, dormeau îmbrățișați, au visat același vis. Alina îi privea, zâmbea și le trimitea un sărut în aer. A șoptit, fiți fericiți! Și a zburat din nou spre ceruri. Maxim și Elena au fost surprinși dimineața, când, fără să se înțeleagă, și-au spus unul altuia același vis. Era greu de crezut în asta, și Maxim a remarcat filozofic, cred că Alina ne-a binecuvântat, ceea ce înseamnă că nu se supără. Parcă un bolovan de pe suflet a căzut. Acum sigur totul va fi bine pentru noi. Dintr-o dată, din bucătărie s-a auzit vocea lui Maria, tată, Elena. Unde sunteți? Ce, micul dejun nu este încă gata. Parcă întârzi la școală. Și Alexandru la grădiniță sau astăzi nu putem merge. Maxim și Elena au izbucnit în râs și au început să se îmbrace în grabă. Elena a oftat, rușinea. Bătrân bun părinți, toți am adormit. Nici măcar nu i-am făcut lui Maria un sandwich, nu că micul dejun. Maxim a tras-o pe Elena la el și a sărutat-o pasional, nu-i nimic, putem sări peste micul dejun odată. Hai să organizăm astăzi o sărbătoare de familie. Să ducem copiii la Disneyland. Să ne plimbăm împreună. Adulții stânjeniți au ieșit în bucătărie. Elena a anunțat, păi, dacă s-a întâmplat să întârziem peste tot, tata permite să ne facem o zi liberă. Mergem cu toții la Disneyland. Dar mai întâi, fac micul dejun repede. Mi-a sărit de bucurie, pentru că așa ceva se întâmpla extrem de rar, și l-am vârtit pe micul Alexandru. El de asemenea aplauda în mâini, încă nu înțelegând pe deplin ce se întâmplă. Dar fata a ghicit imediat totul, pentru că tatălui i-ar dea ochii, iar Elena nu-și scotea zâmbetul de pe față. Ea s-a apropiat de tatăl ei, i-a dat o ghidușie și a întrebat în șoaptă, Tată, cum a fost planul meu de ieri? A ieșit. El i-a mângâiat părul și a ciufulit ușor nasul, la sută de procente. Ești cel mai bun consilier din lume. În curând vom sărbători nunta, am cerut-o pe Elena în căsătorie. Elena s-a întors și a întrebat surprinsă, despre ce șoptiți voi acolo, conspiratori? Hai, recunoașteți! Sau altfel vă voi chinui acum, cu gâdilat. I-a început să o gâdile și să o sărute pe Maria, care râdea și se zvârcolea. În joc s-au alăturat și Maxim și Alexandru, iar curând toți râdeau vesel pe canapia. Fiecare dintre ei era necesar, important și iubit în această familie, iar asta era cel mai important lucru. Din ziua aceea, Maxim a reînviat, s-a simțit din nou bărbat adevărat, puternic, curajos, stătea la cârmă și conducea vasul familiei, dar nu a uitat niciodată de Alina, păstrând adânc în suflet o amintire luminoasă a ei.